Secetă excesivă în OLT 2019 este deja al doilea an consecutiv în care fermierii întâmpină probleme la pregătirea terenului pentru însămânțarea de toamnă din cauza lipsei de precipitații. De o lună de când a început campania agricolă de toamnă au fost semănate 84.000 de hectare cu grâu din 130.000 de hectare câte au fost prevăzute. Cu toate că seceta pedologică este la cote ridicate, reprezentanții direcției agricole susțin că această cultură nu este în pericol să fie compromisă. Aceștia au exemple din alții ani când s-au confruntat cu situații similare, dar precipitațiile din primăvară au fost salvatoare. Potrivit reprezentanților direcției agricole, anul acesta acesta se estimează cu 24.000 de hectare de grâu mai mult comparativ cu anul trecut. La această oră pot să vă spun că stăm mulțumitor în ceea ce privește semănatul. Din cele 130.000 de hectare prognozate a se semăna cu grâu, la această dată sunt semănate 84.500 de hectare. Nu același lucru se poate spune și despre cultura de rapiță. Aceasta este compromisă deja. Este al doilea an în care seceta din sol nu permite încolțirea semințelor. Peste 10.000 de hectare au fost însămânțate în condițiile în care se dorea să fie însămânțate 130.000. Datorită lipsei de precipitații, era prognozată să se semăna o suprafață de 30.000 de hectare sau semăna numai 10.400 de hectare. Și pot să vă spun că la această dată și cele 10.400 de hectare sunt compromise. În cazul în care precipitațiile nu vor reduce seceta din sol, soluția au reprezintă sistemele de irigații. În acest moment, în OLT, 60.000 de hectare de teren agricol pot fi irigate. 10.000 de hectare au fost amenajate de ANIF, iar în acest moment sunt irigate modern.